După 10 de intervenții și cazuri de agresiune, polițiștii vor avea în sfârșit mai multă putere. Agenții vor putea intra în locuințe fără să mai bată la ușă. Nu vor avea nevoie de mandat de percheziție și nici de acordul proprietarului dacă au informații că înăuntru cineva este în pericol. Noua lege prevede și amenzi mai mari pentru cei care refuză să se legitimeze. Noua lege dă puteri sporite polițiștilor. Agenții ar putea intra în locuințe fără un mandat și fără acordul proprietarului. Va fi suficient ca polițistul să aibă indicii că într-o locuință cineva se află în pericol sau că în interior se află o persoană decedată. De asemenea, și dacă crede că poate prinde un hoț, de exemplu un flagrant, nu trebuie să stea pe gânduri. Toate acestea sunt prevăzute într-un proiect de lege aprobat de guvern. Polițistul este îndreptățit să pătrundă în orice mod într-o locuință sau într-un spațiu delimitat ce aparține ori este folosit de o persoană fizică sau juridică, fără consimțământul acesteia sau al reprezentantului legal, în următoarele condiții: pentru a salva viața sau integritatea corporală a unei persoane, dacă există indicii că în acel spațiu este o persoană aflată în pericol, pentru a preveni răspândirea unei epidemii, dacă există indicii că în acel spațiu este o persoană decedată, pentru a prinde autorul unei infracțiuni flagrante comise prin folosirea unei arme ori substanțe explozive, narcotice sau paralizante, prin violență ori de către o persoană cunoscută ca fiind mascată, deghizată sau travestită, dacă există indicii că aceasta se află în acel spațiu, pentru a prinde autorul unor acte de terorism, dacă există indicii că aceasta se află în acel spațiu. Seferinenii spun că așteptau de mult modificarea acestei legi pentru sporirea siguranței. Sunt prevederi care ar fi putut schimba și cursul anchetei în cazul Caracal. Atunci, din cauza legii ambiguë, polițiștii au așteptat 6 ore la poarta lui Gheorghe Dincă. Câteodată e bine, dacă sunt și cazuri care câteodată ai nevoie și chiar nu vine nimeni, da. Nu că așteptăm să vină să dea, cum să vă spun, mandat de asta. Păi și eu la casă deja mă face orice parcea. Până vine cu mandatul, deja eu sunt și moartă. De ce se bine? Păi sigur că da. Tot ce iese de la guvern dat, e destul de bine dat. E normal să intri, nu trebuie să aștepți. Dacă știi că e ceva acolo precis, un caz mai deosebit, trebuie să intri. Deci mi se pare normal. Normal. De mult trebuie să fie treaba asta. Înainte de a pătrunde în spațiul privat, polițistul are obligația de a raporta verbal despre aceasta, ierarhic, cu excepția situației în care nu este posibil. În acest caz, raportarea se face în cel mai scurt timp posibil. După înlăturarea pericolului, ori prinderea autorului infracțiunii sau actelor de terorism, polițistul are obligația de a părăsi spațiul respectiv, cu excepția situației în care obține consimțământul de a rămâne din partea persoanei îndreptățite. Cu această ocazie, nu se efectuează acte specifice percheziției domiciliare. Noua lege vine și cu reguli mai dure. Amenda în cazul celor care nu vor să se legitimeze va crește de 3 ori și va ajunge până la 1500 de lei. La fel și pentru gălăgioși, care ar putea fi obligați să facă și muncă în folosul comunității.